Romanul lui Raffaello Giovannioli, Spartacus, a ajuns celebru datorită ecranizărilor în principal. Subiectul este cunoscut, este vorba despre un gladiator care ajunge om liber, Spartacus, și organizează cea mai mare revoltă a sclavilor din istorie. Circa 120.000 de persoane au participat. Suntem în secolul I înaintea erei noastre. Oricum, și cartea și ecranizările reconstituie acea atmosferă a Imperiului Roman cu petreceri, femei, băutură, dar Spartacus rămâne memorabil. Atmosfera este un punct forte și în filmul Gladiatorul. În plus, avem o distribuție de excepție. Gladiator ajunge de această dată un general care ar fi trebuit să fie urmașul lui Marc Aurelius, dar istoria hotărăște.